Hei, salut și bine te-am găsit! Povestea celui mai tânăr continent, asta dacă ținem seama de data descoperirii, este povestea ultimei pete de curățenie de pe Pământ. Un ecosistem încă nemodelat după chipul și asemănarea celui mai mare și mai puternic dușman al planetei, omul. Cu mult timp înainte ca Antarctica să fie descoperită, hârtiile evului mediu semnalau existența unui continent uriaș care, potrivit acestora, ocupă cam jumătate din întreaga emisferă sudică. În anul 1773, navigatorul britanic James Cook a ajuns până la latitudinea de 71.010 grade, cel mai sudic punct al planetei atins până atunci. Apoi, pas cu pas, expediție după expediție, secretele antarctice au fost pe rând delucidate. Învingătorii și învinșii din 1895 au început o adevărată cursă pentru exploatarea deșertului de gheață, cursă urmată la începutul secolului 20 de o alta pentru atingerea polului sud. Pe această cale a curajului și a sacrificiului s-au construit legende, mituri și chiar eroi. Drama exploratorului britanic Robert Falcon Scott a rămas în istorie, a atins polul sud la data de 17 ianuarie 1912, dar era prea târziu, polul fusese cucerit cu doar câteva săptămâni înainte de exploratorul norvegian Roald Amundsen. Scott și toți membrii expediției sale și-au găsit moartea pe tristul drum al întoarcerii. Oricum, este unul dintre puținele cazuri în care memoria colectivă reține peste timp cu aceeași admirație atât numele învingătorului cât și numele celui învins. Verde crud, la capătul pământului, cel mai friguros și mai izolat dintre toate cele 7 continente, Antarctica nu încetează să-i iumească și să-i intimideze atât pe turiștii temerari care se aventurează pe acest tărâm, cât și pe exploratori. Situată la capătul Pământului, la polul sud, Antarctica ocupă o suprafață uriașă și este ultimul ecosistem al Terei care s-a păstrat intact. Suprafața Antarcticii este cam cât Statele Unite și Mexic la oaltă, deci are o suprafață destul de mare. Aici, temperaturile pot coborî până la minus 750 de grade Celsius, iar viteza vântului atinge frecvent 320 de km pe oră. Întins pe o suprafață de 14 milioane de kilometri pătrați, continentul Antarctic este gazda a numai puțin de 29 de milioane de kilometri cub de gheață, adică 90% din gheața de pe Pământ. Dramatica luptă pentru supraviețuirea animalelor, grandoarea ghețarilor, clima externă și liniștea absolut fac din Antarctica un ținut miraculos, fascinant și înspăimântător în același timp. În ciuda reprezentării pe care o avem în mod obișnuit despre ghețari, este de reținut faptul că aceștia sunt rareori albi. Lumina și apa îi colorează în verde crud, albastru puternic sau roz pal, iar formele lor sunt dintre cele mai bizare. Asemenea unor catedrale de gheață, icebergurile imense rup liniștea înghețată a mării cu sunetele joase și impunătoare pe care le produc în eterna lor migrație. Un calvar și un blestem chiar și pentru cei mai iscusiți navigatori. Icebergurile sunt o frumusețe răpitoare. În cartea sa, Stephen Pinn scria: gheața este începutul Antarcticii, precum este și sfârșitul. Tangibilă cum este și imobilă cum pare, gheața este înșelătoare. Ea se află într-o permanentă mișcare în căutarea stabilității. Deși, până nu demult, Antarctica era o destinație doar pentru oamenii de știință și pentru exploratori, în anii 90, barierele acestei convenții au căzut și continentul este acum accesibil tuturor călătorilor care își pot permite să plătească pentru o croazieră desfășurată în condiții de maximă siguranță un preț de până la $4.000. Turiștii vin aici din vari motive, fie pentru a fotografia peisajele inedite, fie pentru a se regăsi pe ei înșiși, fie pentru a-și oferi iluzia temerității. În Antarctica operează acum numeroase companii de turism. Cele mai multe din Marea Britanie, Canada și SUA. Mijloacele de transport folosite în timpul călătoriilor sunt o mare diversitate, spărgătoare de gheață, bărci pneumatice, snowmobile, atelaje trase de câini, elicoptere și chiar avioane. Călătorii care se aventurează mai la sud de cercul Antarctic au ocazia să trăiască fie o zi în care soarele strălucește vreme de 24 de ore neîntrerupt, fie o noapte lungă cât o întreagă zi. Indiferent de tipul de croazieră contractat, turiștii trebuie să respecte cu strictețe normele internaționale care reglementează protecția mediului în această regiune. Toate rezidurile rezultate pe timpul călătoriei sunt stocate și fac odată cu turiștii care întoarsă în porturile de îmbarcare. Dar parcă mai mult pentru unii, de la începutul anilor 60, Antarctica este administrată conform unui tratat internațional care prevede explicit că acest teritoriu nu va putea fi niciodată folosit decât în interes științific, de către întreaga comunitate internațională. Cu toate acestea, Argentina, Australia, Marea Britanie, Chile,
Franța, Noua Zeelandă și Norvegia emit deja pretenții teritoriale asupra unor zone ale continentului. Statele Unite și Rusia, deși nu au astfel de pretenții prezent, își rezervă dreptul să o facă în viitor. Peste liniștea Antarcticii, zumzeie agasant interesele geopolitice. Desigur, exclusiv în interes științific, nu? Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like dacă ți-a plăcut, să distribui și să te abonezi. M-ar ajuta enorm. Salut!